Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Două fete au murit azi noapte într-un accident cumplit la Constanța. Mașina lor a fost lovită din spate de un șofer băut și proiectată într-un tir. Sunt filtre peste tot în țară pentru găsirea celor trei copii ai omului de afaceri Adrian Marțian. Polițiștii le-au audiat pe mama și pe bona copiilor. Și sunt descinderi mamut în toată țara, la un spital, la mai multe cabinete medicale, dar și la alte instituții. Anchetatorii vizează, printre altele, angajări făcute ilegal și mita cerută de medici pacienților ca să-i opereze. Cei trei copii ai omului de afaceri Adrian Marțian, care au dispărut din casa în care locuiau cu bona, sunt căutați de aproape două zile. Până acum, polițiștii le-au audiat pe mama celor trei frați și pe bona, care îi avea în îngrijire, și vor să-l audieze și pe omul de afaceri. În același timp, încearcă să identifice dispozitivul de pe care tatăl lor a primit imaginile cu cei trei. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună ziua! În ce stadiu se află ancheta? Bun găsit, după ce ieri aproape întreaga zi au căutat pe câmpurile și dealurile din jurul locuinței de unde au plecat folosind drone și câini de urmă, polițiștii au început aseară audierile celor care au legătură cu cei trei frați. Le-au audiat în prezența avocaților pe mama copiilor și pe cea care trebuia să aibă grijă de ei. Bona a susținut că i-a lăsat pe copii singuri acasă și când s-a întors de la cumpărături nu i-a mai găsit. L-a sunat pe tatăl lor, care a anunțat apoi la 112 dispariția. După câteva ore de audier, cele două femei au fost lăsate să plece acasă. Între timp au apărut noi informații legate de relația dintre cei doi părinți. Adrian Marțian și mama copiilor se ceartă de aproape 2 ani. Potrivit reprezentanților de GSPC Hunedoara, mama copiilor, care stătea cu ei în Spania, a primit custodia completă de la o instanță din peninsulă. Doar că omul de afaceri i-ar fi luat de acolo pe copii și i-a adus în țară. La început, în județul Mureș, iar apoi i-a mutat, în momentul în care a primit un ordin de restricție, în San Andrei, în locuința din care copiii au plecat. Și pentru că nu avea voie să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de cei trei frați, și-a pus o rulotă în fața casei. Asistenții sociali de la DGSPC Hunedoara mai spun că au încercat în ultimele luni să-i preia pe copii în grija statului, dar nu au reușit. Au fost de mai multe ori în vizită la bona care avea grijă de ei, ultima oară în urmă cu câteva zile, dar cei trei frați nu au vrut să plece din casă. Reprezentanții protecției copilului au sesizat parchetul cu privire la cazul celor trei copii. Ei spun că micuții au nevoie urgentă de terapie. Tatăl copiilor nu a fost încă audiat de polițiști. Omul de afaceri susține că cei trei frați au fost răpiți pentru a fi duși la mama lor. Între timp, copiii, care au 7, 9 și 11 ani, au apărut într-o înregistrare video în care susțin că au fost luați de acasă, iar cei care i-ar fi luat au fi vrut să-i ducă la mama. 15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăștia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăștia ne-au mințit că ne duce la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă și suntem bine, oamenii ăștia ne-au tratat bine, noi nu vrem la tine, nu te iubim și nu ne simțim în siguranță la tine. Noi vrem cu tati să fim toți trei, noi îl iubim pe tati și oamenii ăștia astăzi o să contacteze pe tati să mergem la el. Poliția îi caută de ieri cu drone și câini antrenați, dar încă nu există indicii referitoare la locul unde ar putea fi ținuți. Părinții copiilor au pierdut amândoi custodia acestora, după ce și-au intentat mai multe procese după divorț. Tatăl, omul de afaceri, Adrian Marțian, a primit un ordin de restricție, prin care nu avea voie să se apropie de copii la mai puțin de 100 de metri. De protecție inventat din nimic ca să nu apropie de copii, având în vedere că copiii erau de 2 ani ceva cu mine, copiii au terminat 2 ani de școală în România, copiii au fost premianți, copiii au fost foarte bine la școală. Deci n-am avut o problemă din punctul ăsta de vedere. Copiii fac pian, vioară, floc, flaut, deci în not, judo. Bărbatul spune că în ultimii 2 ani copiii au dus o viață lipsită de griji lângă el și că soția ar fi inventat motive prin care aceștia să-i fie luați. Să fiu anunțat de unde pot să merg după copii sau ce se întâmplă, ce vor, nu știu exact care e situația, spun sincer. Bun. Sunt nebun de cap. Am 2 nopți de când nu-s dormit, alerg de nebun, deci sincer sunt epuizat. Oamenii sunt rugați să anunțe imediat poliția dacă dețin orice informații care ar putea ajuta la găsirea celor trei copii. Vorbim despre trei copii, două fetițe și un băiețel în vârstă de 7, 9 și 11 ani, care au fost dați deja în urmărire națională.
Activitățile de căutare în teren beneficiază și de sprijinul colegilor din cadrul Jandarmeriei Române și a celor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, fiind folosit și un câine de urmă. Numele tatălui a mai fost implicat în alte scandaluri. Acum 10 ani, Adrian Marțian l-a acuzat pe fotbalistul Adrian Mutu, partenerul său de afaceri de atunci, că ar fi plătit oameni ca să-l omoare. Două fete au murit azi noapte într-un accident cumplit provocat de un șofer băut în județul Constanța. Mașina tinerelor a fost lovită din spate și aruncată într-un tir cu transporta gabaritic. Cele două fete nu au avut nicio șansă, chiar dacă medicii le-au resuscitat 3/4 de oră. Șoferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 1,07 la 1000, alcool pur în aerul expirat. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Puțin după miezul nopții s-a dat alarma la ISU Dobrogea. Pe drumul care leagă Techirghiol de Agigea, un bărbat inconștient a provocat un accident cumplit. O mașină în care se aflau două fete a fost aruncată într-un tir aflat într-un convoi de transport gabaritic, care circula cu lumini de girofar galben și mașini de însoțire pe traseu. La fața locului ne-am deplasat cu o mașină de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Cele două victime de sex feminin au fost extrase de colegii mei. Fetele de 21 și 28 de ani nu respirau și nu aveau puls. A urmat o cursă contra cronometru pentru resuscitare. Mai bine de 45 de minute, medicii de la urgență au încercat să le pornească inimile. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, fără un rezultat favorabil, cele două victime au fost declarate decedate. Șoferul care a provocat tragedia avea răni minore, care au fost tratate la fața locului. A refuzat transportul la spital pentru investigații medicale amănunțite. Celălalt conducător auto, un bărbat de 45 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au testat persoana în cauză cu aparatul din dotare, rezultatul fiind negativ pentru prezența unor substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Bărbatul a ajuns totuși la Spitalul Județean pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge. Are dosar penal pentru ucidere din culpă. Au fost peste 130 de percheziții în toată țara în această dimineață, într-o operațiune de amploare care vizează destructurarea mai multor grupări infracționale. Printre adresele călcate de anchetatori sunt și cele ale unor instituții importante. Colegul meu Adrian Negru se află la Rădăuțe, acolo unde anchetatorii au făcut percheziții la Spitalul Municipal. Adi, bună ziua! Ce-au găsit procurorii acolo? Bun găsit, anchetatorii au ridicat mai multe documente și au sigilat câteva birouri ale unor medici. Fostul manager al unității medicale, Flaviu Sima, a ajuns deja la DNA Suceava, acolo unde în orele următoare vor mai ajunge și alți angajați ai spitalului care vor trebui să răspundă la întrebările procurorilor. La spitalul din Rădăuți sunt vizate angajări pentru brancardieri și infirmieri, concursuri care ar fi fost măsluite, dar și acte de luare de mită din partea unor medici pentru intervenții medicale. Anchetatorii au luat cu asalt Spitalul Municipal din Rădăuți, Colegiul Tehnic Rădăuți, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava încă de la primele ore ale dimineții. Ancheta de la Colegiul Tehnic Rădăuți are în atenție șpăgi luate la angajare pentru diferite persoane. În cazul IPJ Suceava, anchetatorii vizează cazul unui polițist de la Milișăuți care ar fi luat șpăgi de la șoferi care au fost surprinși conducând fără permis sau sub influența alcoolului. Cu mai multe informații despre acest caz vom reveni în jurnalul Focus de la ora 18. Mulțumesc, Adi. Bătălia pentru planșeul Unirii s-a terminat pe teren și s-a mutat în instanță. Prefectul Capitalei a atacat ordinul de oprire a lucrărilor emis de Nicu Șordan. Până la o decizie a tribunalului, Daniel Băluța a eliberat șantierul și terenul din piața Unirii a fost adus la starea inițială. Pe Facebook, Nicu Șordan a anunțat că își dorește un referendum în care bucureștenii să spună dacă tema banilor primăriilor de sector și autorizațiilor de construcție sunt ceea ce trebuie. Dacă dumneavoastră nu o să desfințați dumneavoastră de bună voie, o să desfințăm. Da. Știți că este un abuz să dați o dispoziție de primar general pe o zonă care nu este zonă protejată? Poliția și jandarmerie. Este o dispoziție de desfințare pe care eu am emis-o pe un teren care ne aparține. Am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Nu putem ajunge nicăieri dacă în țara asta nu respectăm legea. Iar aici a fost o încălcare foarte gravă a legii.
o autoritate publică a intrat pe terenul altei autorități publice fără niciun act. Scandalul din Parcul Unirii s-a încheiat numai după ce doi bărbați ar fi fost răniți de buldozerul adus să dărâme gardurile șantierului. Cei doi sunt angajați ai primăriei sectorului 4 și au făcut un zid uman în fața buldozerului adus de Nicu Șordan. Eu am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Asta e ce pot să fac. Adică nu cred că trebuie să ne luăm la bătaie aici. După incident, Poliția Capitalei a transmis că șoferului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. La scandal au participat Poliția Locală Sector 4, Poliția Locală a Capitalei, Poliția Națională, Jandarmeria, Primarul Capitalei, reprezentanți din primărie, dar și oameni normali de pe stradă. De ce vă bateți jos de noi? Ce vă bateți jos de critici? Desfășurarea de forțe este bătaie de joc totală. Este primarul tuturor, dacă dânsul are o autoritate de șapă. Prefectul Capitalei a anunțat că va ataca în instanță ordinul lui Nicu Șordan, așa că lupta s-a mutat de pe teren în sala de judecată. Într-un final, Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a luat decizia de a-și retrage oamenii și utilajele din parc. Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor, pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților primăriei sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. A transmis primarul pe o rețea de socializare. Mesajul a venit după ce premierul Marcel Ciolacu a intervenit în scandal și le-a cerut celor doi edili să oprească circul și să se așeze la masa discuțiilor. Punctul meu de vedere, nu a câștigat nimeni, toată lumea a pierdut. Au pierdut și primarul general și primarul de sector. Nu trebuia să ajungă la acest lucru. În acest moment, lucrurile sunt în instanță. Am înțeles că domnul Băluță a retras tot organizarea de șantier. Scandalul din capitală s-a transformat rapid într-o dispută electorală între stânga și dreapta, înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare. Stânga i-a dat dreptate lui Băluță, în timp ce dreapta lui Dan. PSD trebuie să-l respecte pe primarul capitalei și să învețe să aibă un dialog cu acesta, pentru că bucureștenii nu trebuie să devină victime ale unor dispute politice. A transmis liderul liberalilor pe o rețea de socializare. Marți, în Parcul Unirii, singura urmă a scandalului era lucrarea muncitorilor de a repune băncile la locul lor. În urma dispoziției primite de la primăria capitalei, acești angajați au început să pună la loc băncile și coșurile de gunoi care au fost scoase din asfalt și din pământ de către angajații de la sectorul 4 pentru ca în acest parc să poată să înceapă reabilitarea planșeului Unirii. În acest loc, în seara de duminică spre luni, constructorul a chemat mai mulți angajați alături de oamenii de la sectorul 4 și au început lucrările. În locul unde chiar acum ne aflăm noi, să paseră o groapă ca oamenii să poată să coboare în subteran să înceapă reabilitarea planșeului. Groapa a fost acoperită, iar lucrările au fost istate. Scandalul a pornit după ce inițial primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că renunță la acest proiect. Însă colegul său de partid și primarul din sectorul 3, Robert Negoiță, i-a emis o autorizație în regim de urgență pentru începerea lucrărilor la planșeu. Cu această autorizație, în toiul nopții au început lucrările. Nicu Șordan a emis o dispoziție de primar general pe care poliția sectorului 4 nu a vrut să o respecte, argumentând că este ilegală. Din circ ieftin, circ de 2 bani. Problema este că lucrările trebuie începute cât mai repede ca să nu apară surprize. Contractul pentru reabilitarea planșeului Unirii a fost semnat. Este vorba despre un contract în valoare de 867 de milioane de lei, bani asigurați de Guvernul României. Daniel Băluță a vrut să se apuce de lucrări în condițiile în care nu ar fi primit toate avizele. El spune că Nicu Șordan îi blochează proiectul, în timp ce primarul capitalei spune că nu este nicio urgență și că lucrările trebuie făcute în mod legal. Ni se dau bani europeni, dar nu ne pricepem să-i luăm. Vestea că am putea pierde peste 1 miliard de euro vine de la Comisia Europeană, care a propus suspendarea parțială a plăților prin PNRR. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Oana Ursanu. Oana, bună ziua! De ce am ajuns în situația asta? Bun găsit! La 10 luni de la depunerea cererii de plată numărul 3, Comisia Europeană a suspendat parțial plățile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. România nu a reușit să îndeplinească 6 jaloane. 3 dintre ele fac referire la felul în care guvernul a numit pe preferințe, nu după un proces transparent, șefi în fruntea mai multor companii de stat. Este vorba despre 8 aflate în subordinea Ministerului Energiei și alte 5 companii de la transporturi. Celelalte 3 jaloane
persoană se referă la regimul fiscal al micro-întreprinderilor și al investițiilor în domeniul transporturilor. Drept urmare, Comisia Europeană va plăti doar o parte din banii solicitați prin cererea numărul 3 de plată în valoare de 2,7 miliarde de euro. Suma reținută urmează să fie calculată în luna noiembrie, însă se estimează că aceasta ar depăși 1 miliard de euro. Comisia a avertizat guvernul încă din luna iunie cu privire la aceste probleme. De atunci și până acum, guvernul nu a luat însă nicio măsură. România are acum la dispoziție o lună pentru a transmite Comisiei observațiile sale. În plus, am putea primi toată suma solicitată dacă în următoarele luni România va rezolva problemele sesizate de Comisia Europeană. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim la Focus 18. Mulțumesc, Oana. Medicii din spitale au de-a face cu un fenomen grav. La camera de gardă ajung tot mai mulți pacienți intoxicați cu ciuperci otrăvitoare. Oamenii le culeg din păduri și le confundă ușor cu cele comestibile. La Iași, 3 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre paciente este în stare foarte gravă. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. O tânără de 28 de ani din Botoșani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu ciuperci. Povestește că un vecin a fost la cules în pădure, după care au mâncat împreună cu mai mulți cunoscuți. Dintre toți, doar ea s-a simțit rău. S-a făcut o tocăniță. A mâncat undeva la joi după amiază, nimic deosebit. Pe la 11-12 noapte am început cu dureri de stomac foarte mari, cu greață și scaune diareice. Tânăra a fost dusă la spitalul din Botoșani, dar medicii au decis să o transfere la Iași. În cazul ei nu a fost nevoie de efectuare de ezepatice, probabil pentru că a ingerat o cantitate mai mică și atunci cu tratament suportiv, medicamentos și perfuzii a răspuns bine și se recuperează în prezent în secția de la Spitalul Bahron de Nefrologie. În ultimele zile, 3 oameni care au consumat ciuperci culese din pădure au ajuns la spital cu insuficiență hepatică acută. În cazul a 2 din cei 3 pacienți a fost nevoie de efectuare de dializă hepatică, o stare de comă superficială cu insuficiență hepatică, cu insuficiență renală acută, la care se efectuează în prezent dializa hepatică și la care prognosticul vital este rezervat. Este un proces special de epurare atât a toxinelor care sunt acumulate pentru că rinichiul nu funcționează, cât și a toxinelor care se acumulează pentru că ficatul nu funcționează. Este mult mai complexă decât o manevră de dializă simplă. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să aibă grijă atunci când consumă ciuperci care nu sunt cumpărate din magazine. Riscul de a le confunda pe cele comestibile cu cele otrăvitoare este foarte mare, iar o astfel de greșeală poate fi fatală. Există specii care se aseamănă extrem de bine și doar unele caractere de detaliu fac diferența. Iar aceste confuzii pot conduce de la intoxicații moderate până la intoxicații extrem de grave. Dacă nu cunosc caracterele de recunoaștere, să nu se atingă de acele ciuperci. În ultimele zile, zeci de oameni din toată țara au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci otrăvitoare culese din pădure. Imagini rușinoase la ieșirea din România prin cel mai circulat punct rutier de trecerea frontierei Nădlac 2. Pe ultimii 25 de kilometri până la granița cu Ungaria, toate toaletele de pe autostradă au lacătul pus. Situația durează deja de 2 săptămâni. S-a deschis o licitație pentru găsirea unui administrator pentru aceste spații, dar s-a depus o contestație și totul a fost blocat, inclusiv accesul în toalete. În exteriorul grupurilor sanitare este o mizerie de nedescris, la fel ca și pe câmpul din apropierea Vâmii. Cum e? Și voi ce faceți aici? Cât timp așteptați voi șoferii? 12-13 ore, cam așa. Și dacă aveți nevoie de toaletă acum? Nu avem unde. Sunt și bunaie pe aici, pe jos, nu se ocupă nimeni de nimic. Ce să... Nici canță nu este. Și atunci dacă... să nu vorbesc cu rând, dacă îmi fac acolo treaba la ei, la compartiment, noi suntem prost crescuți. Încă de la începutul lunii, toaletele de pe ultimii kilometri ai autostrăzii A1 sunt închise. Aceeași situație este și în interiorul celui mai circulat punct rutier de trecere a frontierei, Nădlac 2, chiar dacă mai tot timpul este foarte aglomerat. Cei mai afectați sunt șoferii de tir, care așteaptă ore bune să iasă din țară. În lipsa toaletelor, șoferii sunt nevoiți să găsească soluții alternative, mai puțin ecologice. Fac câinii. Adică? La
garduri, pe pompi, la roți. La roți nu care să trebuiți unițele. Pe pompă, garduri. M-am oprit ieri și chiar am avut să fac nevoile și n-am avut unde să fac nevoile. Ca de obicei la spațiu verde, ce mai pot să zic? Cel mai rușinos. Păi n-avem altă soluție decât să mergem pe câmp, dacă le-au închis toate toaletele din vamă. Mai ales că stăm orele pe aici, cât de 5-6 ore. Cum arată câmpurile din jur? Dezastru, numai mizerie. Mergem pe câmp, ce să facem? Asta... Mi se pare normal? Nu se pare normal, că nu există nicio... Ce naiba, nicio țară nu există chestia asta. Deci ce facem? Bătaie de joc, ce să ne... Licitația organizată de CNAIR pentru găsirea unui administrator care să se ocupe de toaletele din vămi a fost contestată, iar până la soluționare, pe ușile toaletelor stau lacătele. Până la soluționarea acestei contestații depuse la CNSC, șoferii pot folosi spațiile de servicii din parcările concesionate de pe autostrada A1. Cea mai apropiată toaletă se află la Pecica, adică la o distanță de 25 de kilometri de punctul de frontieră. O altă soluție este o toaletă din Ungaria. Problemele șoferilor nu par să aibă rezolvare prea curând, deoarece încă nu este stabilit un termen pentru soluționarea contestației. Dintr-un milion de români, cel puțin 81 mor anual în accidente rutiere. Această cifră plasează România pe locul al doilea în Europa în cazul mortalității pe șosele. Ne depășește doar Bulgaria. Cauzele le știm deja. Șoferi băuți sau drogați la volan, viteză peste limită și de multe ori pietoni neatenți. Specialiștii spun că educația este cheia ca aceste cifre să fie reduse. Sute de mii de elevi, profesori și părinți din toată țara sunt instruiți să evite un accident și află cum pot acorda primul ajutor. Potrivit rapoartelor oficiale, în țara noastră, 3 din 4 copii de clasa a 3-a nu știu să meargă prin oraș și nu sunt atenți la mașini. Din această cauză a apărut programul România în siguranță, de care în ultimii ani au beneficiat peste 250.000 de elevi, copii de grădiniță, profesori și părinți. Mai exact, copiii au participat la cursuri opționale de siguranță rutieră. Indisciplina pietonilor este principala cauză sau între principalele cauze în fiecare an în accidentele rutiere și de asta este important să avem o generație educată. E un proiect interactiv, dăm fiecărui copil tot felul de materiale, o vestuță reflectorizantă pe care îndemnăm să o și poarte atunci când merg la școală, mai ales în perioada rece a anului, când nu sunt vizibili și avem un feedback foarte bun, în fiecare an școlile ne așteaptă. Zilnic în România, 4 oameni își pierd viața în accidente rutiere. Numai în primele 9 luni ale acestui an au avut loc peste 3.000 de accidente grave pe șoselele din România. În urma acestora, peste 2.000 de oameni au fost grav răniți, iar din păcate, peste 1.000 și-au pierdut viața. Cifrele sunt alarmante și atunci când vorbim de rezultatul acțiunilor preventive ale poliției. Vorbim de 11.447 de persoane depistate în 9 luni fără permis de conducere. Vorbim de 26.000 de, dacă le putem spune, participanți la trafic, 26.000 de conducători auto depistați sub influența alcoolului. Cifra este una alarmantă. Statistica ne arată că trebuie să lucrăm împreună. Atunci când din 10 conducători care fac accidente sub influența băuturilor alcoolice, 6 sunt tineri sub 35 de ani, aici trebuie să ne focusăm pe tineri. Doresc din tot sufletul să mergem mai departe pentru că contează. Mai mult, anul trecut, 70.000 de oameni au murit pentru că nu li s-a acordat primul ajutor. Cu ajutorul programului, elevii învață și cum să acorde primul ajutor, să se pregătească în cazul unui cutremur sau cum să fie atenți cu banii. Eu continui să fiu optimist în ceea ce privește îmbunătățirea educației rutiere pentru elevii din România și sunt absolut convins că la următoarea noastră întâlnire, peste un an fix probabil, cifrele pe care le veți citi aici vor fi semnificativ mai bune. Programul România în siguranță a luat naștere în 2021. După mai multe zile de liniște, Beirutul a fost atacat din nou în această dimineață. Suburbiile capitalei Libanului au fost asediate de rachete. IDF susține că raidul a vizat un depozit subteran de arme al Hezbollah. Pe de altă parte, noul șef Hezbollah promite durere și distrugere pentru Israel dacă nu acceptă un armistițiu în Liban și Gaza. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
S-au auzit mai multe explozii în Beirut în această dimineață. Zeci de rachete au țintit capitala după 5 zile de pauză. Mai multe coloane de fum au putut fi observate în urma atacului. Suburbiile Beirutului, unde locuiesc 10.000 de oameni, au fost atacate. Zeci de oameni sunt răniți. Civilii sunt disperați și spun că nu mai au unde să fie în siguranță. Tiebat, râzac, hrodac, șahsie, dehbete, kilși. Kilu mă băian și, kilu, kilu roa, bărădem. موضوع عمي كلنا بهالحالة هذه شيء مش طبيعي اللي عم يصير بهالبلد مش عارف شو بده يصير اللي بقول لك عارف بقول له انت ما بتعرف شيء. Atacurile în sudul Libanului însă nu se opresc. 5 oameni au murit după ce mai multe clădiri s-au prăbușit. Printre victime este chiar primarul orașului atacat, Nabatieh. În paralel, Hezbollah a lansat ca răspuns peste 50 de rachete spre nordul Israelului. Coincidență sau nu, atacul are loc după ce oficial din Statele Unite, cel mai important aliat al Israelului, a declarat că sunt împotriva bombardamentelor masive din Liban. Conform mai multor surse, atacurile IDF în Beirut au fost oprite pe fondul unor înțelegeri între oficialii americani și israelieni. That we are opposed to the campaign, the way we've seen it conducted over the past weeks, few weeks. Now, they do have a right to go after legitimate terrorist targets. We see Hezbollah continue to operate across Lebanon, and Israel does have a right to defend itself against those terrorists who pose a threat to the state of Israel. În tot acest timp, noul șef al Hezbollah, fostul secretar general al grupării, propune surprinzător o încheiere a ostilităților pentru Israel. Însă, dacă Israel nu acceptă, consecințele vor fi dezastroase. بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب الحل بوقف إطلاق النار لا نتحدث من موقع ضعف إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. Naim Qassem a mai declarat că locuitorii din nordul Israelului se vor putea întoarce acasă doar după încheierea unui armistițiu. Pe de altă parte, Netanyahu respinge orice fel de armistițiu. Inclusiv președintele Macron condamnă atacul asupra trupelor ONU din Liban. Netanyahu nu trebuie să uite că țara sa a fost creată ca urmare a unei rezoluții adoptate de Națiunile Unite, a declarat acesta într-o ședință cu ușile închise a Consiliului de Miniștri. Peste 2000 de oameni au murit în Liban de la sfârșitul lunii septembrie, de când Israelul a lansat o ofensivă împotriva Hezbollah pentru a permite locuitorilor din nordul țării să se întoarcă în casele din care au fost nevoiți să plece. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Scandalul între primarii din București înseamnă mai mult decât drepturile pentru o lucrare complexă în mijlocul orașului și nici să nu vă gândiți că cei doi s-au certat îngrijorați fiind de riscurile la care se supun bucureștenii. Nu. Scandalul de acum două zile este o luptă pentru imagine și bani. Luptă în care s-au folosit, printre altele, poliția locală și poliția națională. Doar că, vedeți dumneavoastră, scandalul acesta de pe șantierul Blanșeului Unirii se pregătea de mult. În urmă cu o lună, în fața camerelor de filmare, un primar de sector, alături de prefectul capitalului, adică de reprezentantul guvernului în administrația locală, arăta plin de gravitate cât de uzat era Planșeul Unirii și cât de urgentă era începerea reparațiilor. E drept că urgența păruse la vreo 2 ani de la expertiza care arăta gradul parțial de ujur al planșeului, iar banii necesari reparațiilor, vreo 150 de milioane de euro, vin de la guvern în prag de campanie prezidențială prin voința șefului executivului, care face parte din același partid ca primarul de sector implicat în scandal. Totuși, trebuie să recunoaștem că Primăria Generală a fost de acord în 2022 ca lucrarea să fie făcută de primăria sectorului 4, dar, repet, a durat 2 ani până când această primărie a decis să-și înceapă lucrările. Jurnalistul Buletin de București, Cătălin Doscaș, este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Salut, Livia, mulțumesc din nou pentru invitație. Așadar, ca să evităm în viitor situația de acum două zile, primarul general vrea un referendum prin care bucureștenii să decidă asupra două chestiuni. Repartizarea între primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venici, a taxelor și impozitelor locale colectate să fie aprobate de Consiliul General al municipiului București, iar primarul general al municipiului să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului. Dacă aceste hotărâri vor fi aprobate de consilieri
Consilierii Generale, edilul urmează să organizeze un referendum pe 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Totuși, ce înseamnă aceste decizii pentru bucureșteni? Da, nici nu știu de unde să încep. Problema este extrem de complexă. Vorbim de un nou Consiliu General al Capitalei de la 1 noiembrie încolo. Deja se aud anumite nume cu privire la viitorii viceprimari. Unul va fi de la PSD. Adică e foarte complicată povestea asta și anunțurile astea lansate în această efectiv bătălie care se duce în centrul Capitalei. Referendumul ar trebui să se facă foarte multe în legătură cu București. Este un haos administrativ și iată că am văzut cumva unde a dus în cele din urmă palpabil ce s-a întâmplat în cursul zilei de atunci. Este acest haos administrativ, vorbim de 7 primării cu 7 consilii locale, aș ca să mai adaug și zona metropolitană, vreo 42 de localități cu tot atâtea consilii. Vorbim despre niște mii de oameni care trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. De exemplu, cu metropolitanul vi-l dau doar dintr-un simplu punct de vedere, o grămadă de paliere, inclusiv la gestiunea gunoiului. Cu privire la transport, există asociație de transport Madia intercomunitară, care reunește toate aceste UAT-uri, da? 42, încă 7 din București, se pun la aceeași masă ca să discute ei despre transportul public. Cu alte cuvinte, un primar din nordul Ilfovului are un cuvânt de spus despre cum funcționează STP-ul în București. Da? Aici am ajuns, de fapt, 30 de ani de guvernanță haotică. Lucrurile la pasajul, la planșeul de la Unirii sunt foarte complicate. Eu nu mă bucur, adică colegii noștri, colegii mei, care suntem cumva la firul ierbii de dimineață până seara cu temele capitale, care ne bucurăm că se aduce atât de sus, adică deja e în subiect național această problematică. Acolo, sub Piața Unirii, vorbim de un oraș subteran. Vorbim acolo de două magistrale de metru care se suprapun, ca să vă dați seama cam cât de complexă este din punct de vedere tehnologic, subteranul de acolo. Imaginați-vă că peronul de la Unirii 1 este undeva la 37 de metri adâncime față de magazinul Unirea. Acolo trece Dâmbovița, două magistrale de metru, un pasaj rutier, acolo este și despeceratul Metrorex, care în sine este o uzină acolo undeva, fix sub piață, acolo unde pe vremuri părea patriarhul Daniel să ridice Catedrala Mântuirii Neamului, dar din păcate acolo la școlile dumneavoastră nu învață ce chestiuni de astea mai practice de inginerie, astfel că s-a mutat puțin mai departe structura. Vorbim și de chestiunea extraordinară de tehnică, acolo cumva și de siguranța națională, vorbim de așa numită plin de 30, pe unde trece tot curentul la tot ce înseamnă electricitate din nord în sud și invers și telecomunicațiile Bucureștiului. Ce vă spun acum, vă spun informația aflată pe care am aflat în anii trecuți de la arhitectul stațiilor Unirii 1 și Unirii 2 și practic am rămas și eu așa puțin surprins. Doamne Dumnezeule, ce e acolo? Mai trecem de dimineață până seara, ne întrebăm ce frumoși sunt. Spune ceva legate asta cu banii trebuie să se facă. Vedem acum la ora actuală, am avut scandal cu palmierii, dar primarii de sector nu au cu ce să cheltuiască, nu au probleme mari acolo la ei, da? Nu au de subvenționat un STB cu 11.000 de angajați, da? Adică vorbim acolo de niște de instituții bugetofage de-a dreptul, da? Un sistem de termoficare ciucuit și acum nu vreau să pară că iau partea cuiva, dar pur și simplu aceasta este realitatea. Dar acum, în momentul de față, domnul Păluță la sectorul 4 are un buget aprobat în luna mai sau în aprilie de 700 de milioane de euro. Bine, un buget consolidat care cuprinde inclusiv programul Alain Angel Salini și programul PNRR, da? Ei, acești 150 de milioane de euro despre care facem vorbire înseamnă un sfert din bugetul acestei primării, ca să avem așa o parte de volume. Dacă Nicușor Dan nu o să mai fie primar într-o zi, care ar fi riscurile unei astfel de decizii? Vorbim despre cea de la referendum. Păi, în primul rând, referendumul acesta, din punctul meu de vedere, nu are cum să treacă de un parlament PSD-PNL, adică e clar că vorbim despre opoziție totală. Degeaba este validat de AEP, de Biroul Electoral Central, el trebuie să fie practic transmis către guvern, guvernul mai departe să adreseze parlamentului pentru implementarea lui. Parlamentul este legiuitorul suprem în această țară. Este un circuit foarte interesant. Multă lume nu știe și acum ne uităm în practic campanii electorale cu domnul premier, mai hai să punem o întrebare pe listă. Păi,
Vă mai spun ceva, avem un lucru acum, un material. A mai fost o întrebare cu un referendum acum prin 2009, acum ceva timp prin 2009, în orașul fosta comună voluntară. Atunci s-a votat 77% din cei care locuiesc acolo au votat ca să se transforme voluntar în sectorul 7 al capitalei. E o chestie despre care s-a uitat și nu mai vorbește nimeni. Asta este cumva tăierea acestor. Au mai fost referendumuri despre care s-a uitat, adică nu e ca și cum. Și reducerea numărului de parlamentari, adică exact. Noi facem referendumuri, dar sunt pur consultative, nu facem nimic în sensul ăsta. E un mecanism sănătos, să ne înțelegem. În Elveția așa se guvernează. Da, dar trebuie să și luăm măsuri, nu? Și să ținem cont de voința poporului. Categoric, poporul s-a exprimat acum câteva luni de zile, da? Unul din doi bucureșteni, primarul general acum, a ales cu voturile a unul din doi bucureșteni care s-au prezentat la urnă. Nu s-a mai întâmplat chestia asta din 90. Da? Adică ce exprimare la vot mai există în momentul de față? Avem un primar general și câți primari de sector care fiecare trage în ce direcție poftește. Adică e ilar, complet ilar. Noi am rămas puțin năuciți la curetin de București luni dimineață când am văzut un filmuleț gata, montat, da, adică s-a și puncit acolo. Știm foarte bine că în televiziune e ceva de muncă să montezi niște ilustrații cu dronă luată în crucea nopții, duminică noapte, da? O seară înainte nu se anunțase absolut nimic pe grupul de presă de la primăria sectorului 4. E clar că acolo s-au strâns niște purele, da, în jurul cuiva, nu dăm nume, pentru că banii de la guvern nu au ajuns, licitațiile au fost făcute, momentan e foarte obscură situația, cum au fost și în baza ce bani au fost făcute aceste licitații, de mai probabil curte de vize, acum curte de conturi către primăria sectorului 4 și în spiritul bun al politicii dâmbovițene, când se întâmplă chestiuni de genul, când, mă rog, amesteci lumea subterană a capitalei cu administrația clasică, normală, legiferată, se întâmplă astfel de situații și alterăm realitatea, spunem, facem conferințe de presă dichisite în care demonstrăm că albul e negru și negrul e alb, da? În fața a poate acum milioane de oameni, dar nu mai vorbim de câteva sute de mii de oameni care se interesează efectiv de viața Bucureștiului, ci vorbim acum de câteva milioane de oameni la care a ajuns această circotecă prin de la vedere. Dea Moroartei, în opinia ta, cine are dreptate în acest scandal? Greu și e o întrebare foarte dificilă. Noi suntem cumva jurnaliști obiectivi, e treaba noastră a fiecăruia dintre noi și a colegilor din regie ce facem ca firmă de vot, da? Suntem cetățeni ai cetății și trebuie să ne exprimăm intențiile de vot. În momentul de față lucrurile nu sunt foarte limpeze, adică n-aș putea să spun că da, cineva are dreptate, cineva nu. Domnul Ciolacu s-a spălat pe mâini capila din pont să se pronunțe justiția. Ori ce justiție se pronunță acum în două, trei zile cât povestea asta este caldă sau o lună până când vin alegerile. Durează câțiva ani de zile până la o decizie definitivă. E greu de spus în momentul de față, din ce am văzut și am urmărit filmul zilei, s-a făcut ceva lumină la cadastru, la UNCPI, cu privire la intapularea terenului de deasupra. Ceva a fost acolo, e clar. Miroase a presiune extraordinară pe o administrație din partea unor grupuri de interese obscure sau, nu știu, calculele au fost făcute greșit. Ceva e la mijloc necurat, se vede de la o poștă. Din punct de vedere editorial, noi la Clătită București ne-am dat seama luni dimineața la primă oră că nu mai are nicio legătură povestea asta cu siguranța cetățeanului, ci este 110% vorba despre bani și nimic mai mult. Totuși pare că Daniel Băluță ar fi picat într-o capcană și are totuși experiență. Mi-e greu să cred că nu știa unde se va ajunge. Păi să ne înțelegem, situația pasajului Unirii a ajuns oficial la primăria generală undeva prin 2017. În 2017 a fost primar general, doamna Gabriela Firea, a primit un raport care arăta exact același lucru cu care defilează domnul Daniel Băluță astăzi. Grad nesatisfăcător, se văd acolo se vedeau armăturile încă de atunci. Nu s-a întâmplat nimic. Acest raport cerut și primit de primăria generală, îl și avem, cred că, publicat pe sectorul politic de București, a fost pus imediat la sectar. Atunci erau alte priorități, erau festivaluri, erau excursii în Grecia. Acest document a fost scos de la sertar la scurt timp după ce doamna Gabriela Firea a pierdut alegerile. Adică a fost o chestie de câteva luni, ceva de genul, ia uitați ce se întâmplă la Bucureștiul cu noi.
Situația și povestea asta a fost preluată mai departe de primăria sectorului 4, în condițiile în care primăria generală nu a avut, și era practic în faliment tehnic la momentul respectiv, nu a avut bani să intre și să repare, să facă ceva acolo. Și atunci a fost o chestie, ia de aici primăria generală, ia de aici primăria sectorului 4 și așa aveți o grămadă de bani, la fel ca celelalte primării, da? Vorbim de sute de milioane, am dat exemplu primăriei sectorului 4, buget de 700 de milioane de euro, primăria generală are buget de 2 miliarde, e puțin mai mult decât lucru, da? Dar totuși primărie generală care are în administrare bulevardele, cum spun mai devreme. Între timp a apărut problematica asta a vizelor, a lucrurilor făcute de mântuială acolo, de exemplu fiascului de la pasajul Unirii. Acolo s-au investit 12 milioane de euro, pentru că din nou trebuie să fim foarte atenți la terminologia folosită de autorități. Pentru punere în siguranță, punere în siguranță ce înseamnă de fapt și de drept, s-a dus cineva cu un șpacu acolo, muncitorul, a dat molozul ăla care să piasă cate și a aplicat un adeziv special pe care a mai pus un parapet din metal floricele aferente, două ventilatoare capăt-capăt pentru circulația aerului să fie eliminate noxele din masaj. Și aia a fost 12 milioane de euro, nu s-au văzut de conturi, nu s-au văzut de vize, nu s-au văzut facturi, cât au costat materiale și tot așa. Foarte pe scurt, pentru că nu mai avem decât foarte, foarte, foarte puțin timp și atunci ce să înțelegem? Că primarul general a încercat să evite lucrările de mântuială? E posibil, pentru că pentru prima dată în ultimele luni de zile, ieri la fața locului s-a pronunțat în fața camerelor și cuvântul bani. Până ieri nu s-a pronunțat acest cuvânt, erau numai niște chestii legate de autorizații. Dar da, până la urmă, imaginați-vă, cineva răspunde, cineva trebuie să răspundă, autorizațiile alea și-au un rost, birocrația asta, bine de rău, poate mă jură foarte multă lume, își are și ea rostul ei. Adică pentru că asta ne separă între o societate virtuală și o societate de secol 21. Birocrația asta care este generată un aparat administrativ care trebuie să meargă în baza unor proceduri și reglementări și nimic mai mult. Dincolo de birocrație, așteptăm să vedem cum se pronunță instanța, pentru că tot scandalul ăsta s-a mutat în instanță. Cătălin Doscaș, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim. Un șofer de 21 de ani a fost grav rănit după ce s-a izbit cu mașina de un gard în comuna Matca din județul Galați. Tânărul circula cu viteză și, din primele informații, ar fi pierdut controlul direcției, a derapat și a părăsit partea carosabilă. În urma impactului a fost ruptă și o țeavă de gaze. Victima, grav rănită, cu mai multe traumatisme, a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal din Galați. Au fost clipe de coșmar pentru două femei, soacră și noră, din județul Arad. Acestea au fost atacate în propria casă în plină zi de doi indivizi mascați care le-au bătut cu sălbăticie. Tâlharii căutau un seif cu bani de care femeile habar nu aveau și se bănuiește că au acționat la pont. Cel mai grav este faptul că una dintre victime își ținea bebelușul în brațe când a fost atacată. Agresorii sunt căutați în continuare de polițiști. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Când am deschis ușa, ia mă doi bă, ca să ne toate am luat. Uite cum am luat cu șpeiul la mine. Cu șpeiul la mine. M-am luptat cu ei. Am vrut să strâng, să ajutor, dar nu m-am lăsat. Tot așa mă, să nu dăm vârf. Nu m-am lăsat nici cum. Și m-am amenințat că mă omoară dacă zbier și strâng ajutor. Ce de luptă am tras cu ei și m-au legat de mâini și de picioare. Și m-a spus că mă omoară dacă zbier și strâng ajutor. Este mărturia cumplită a uneia dintre femeile bătute de atacatori. Totul s-a întâmplat în satul Cintei, din comuna Zăran, județul Arad. Cei doi au intrat în casă, s-au ascuns într-una dintre camere și se bănuiește că au acționat la pont. Știau că bărbatul casei, cioban de meserie, este cu oile la câmp, iar din spusele femeii căutau un seif cu bani. Și-o zis că mă omoară să-i dau bani și aur. Eu zis, Doamne, n-am aur. Bine. Nici bani, numai pe mine atâta chestii, așa le-a spus. Nu am bani, n-am aur. Și atunci o zis, ai bărbat? Eu zic, n-am, că e mort. Și atunci, dacă am zis că e mort, atunci a început să strâng. Am strigat pe noră. Neluța, cine e Neluța? Zic, nora mea, unde e nora? Au zis, unde e nora? Și atunci a plecat la noră. Pe nora, femeii atacatorii au găsit-o cu copilul de doar o lună în brațe. Nu le-a păsat, au revărsat peste o ploaie de lovituri. A venit și m-a lovit și
După aia mi-a cerut banii, aurul și m-a lovit, că eu tot m-am îmbrâncit. Mamă, ăsta am zis că nu am și când am văzut că ăsta i-am dat tot ce-o cerut. Când am văzut-o cu misoacră mea legată, eu n-am știut nimic. Acolo iară m-am mai lovit, că să-i spun că unii am seiful. N-am niciun seif, domnule, v-am dat tot ce-am avut, banii, cheia, aurul, tot ce-am avut, cât am avut. Au zis că să nu sun la poliție, că mă moară soțul. M-a dat cu liverul peste picioare unde între ei și mi-a dat cu spray și cu fata în brață. Tâlharii au luat tot ce au găsit, 3.000 de lei, câteva bijuterii și mașina femeii. Am fost sunată de către fratele meu că mami și cumnata mea au intrat doi mascați peste ea în casă și le-au bătut, le-au amenințat să le dea tot ce are, bani, aur, inclusiv cheia la mașină, care au avut mașina lor în fața porții. Eu ceru cheia să meargă cu ea. Odată ce s-au văzut scăpate de furia atacatorilor, victimele au sunat după ajutor. Polițiștii au făcut filtre în tot județul, în speranța că îi vor găsi pe tâlhari. Au descoperit doar mașina abandonată într-o localitate de graniță. Au venit la pont? Exact. Numai cine nu știu. Numai la pont s-au putut face. Că nu au venit ei așa să vadă. De ce nu au venit la mine? Au știut că sunt acasă și Neluțul a fost plecat la stână, a fost plecat la Arad, la muncă, la asta, și au știut, au venit sigur. Până în acest moment, tâlharii nu au fost găsiți, așa că polițiștii continuă căutările. Pe numele lor s-a deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată. Un șofer din Iași a blocat 10 tramvaie după ce și-a parcat mașina pe una dintre liniile din centrul orașului. Angajații companiei de transport public au fost nevoiți să sune la poliție pentru rezolvarea situației, care a durat aproximativ o oră. În tot acest timp, tramvaiele au rămas în coloană între Piața Unirii și intersecția dintre străzile Arcu și Gavril Musicescu, iar călătorii au fost nevoiți să găsească alte soluții de transport. Polițiștii locale au reușit să-l identifice pe proprietarul mașinii, care s-a ales cu o amendă de 825 de lei și cu 3 puncte de penalizare. Bărbatul și-a argumentat gestul prin faptul că nu a știut că tramvaiele circulă și după ora 22. O adolescentă de 15 ani, nepoata primarului dintr-o localitate din Călăraș, a fost găsită fără suflare în camera ei. Primele indicii arată că ar fi vorba despre o sinucidere. Mai mult, informațiile din anchetă indică o posibilă legătură cu o provocare de pe o platformă TikTok. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tânăra în vârstă de 15 ani venise acasă de la școală în jurul orei 14. Era singură în momentul în care ar fi recurs la gestul cumplit. În anturajul fetei se vorbește că la mijloc ar fi vorba despre o provocare de pe platforma TikTok, care i-a dus și sfârșitul tragic. Două colege de clasă ale fetei împreună cu tatăl uneia dintre ele au găsit-o pe fată fără suflare în casă și au anunțat imediat la 112. Nu a fost stabilită însă cauza exactă a morții, dar se presupune că ar fi vorba despre suicid. A fost găsită fără viață, sub pat. Corpul ei nu avea urme de violență. Se efectuează verificări pentru a elucida împrejurările în care a intervenit decesul minore. Ce date sunt cunoscute până la această dată? Sunt cunoscute câteva aspecte legate de comunicațiile ei cu altă persoană anterior momentului decesului. Apropiații fetei spun că au existat semne că aceasta ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Ar fi fost o victimă a fenomenului de bullying din cauza felului strict în care era crescută de părinți. De asemenea, ar fi avut și discuții cu prietenii despre o posibilă sinucidere. Ea a postat pe telefon că adio la colegii. Adio. În câte am aflat la alți vecini, au spus că era cam tristă, zi de urmă. Fosta ei profesoară și-o amintește ca fiind o elevă foarte activă, dar și inteligentă și cu planuri de viitor înalte. Olimpica școlii de Ormărunt, pot să spun, pentru că ea a reprezentat școala de Ormărunt 2 ani la faza națională, la Olimpiada, îi place foarte mult chimia și biologie. Îmi spunea mereu că ea vrea să devină medic sau farmacist. Autoritățile caută să afle mai multe despre posibila legătură între provocările de pe TikTok și decesul fetei. Suicidul este a doua cea mai comună cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani după accidentele rutiere. În 2020, în Uniunea Europeană, 931 de tineri și-au luat viața, ceea ce înseamnă aproximativ 18 morți pe săptămână. Iar asta nu e tot. Pentru fiecare suicid reușit, sunt raportate alte 100 de tentative.
Psihologii atrag atenția că de multe ori tinerii dau semne că au probleme, dar nu sunt luați în serios de părinți. Unii încep să își dea obiectele personale apropiaților, alții își pierd dorința de implicare. Tinerii vorbesc despre aceste intenții, vorbesc despre faptul că ei nu vor mai fi la un anume moment dat la care se face referire. Spun că se gândesc la astfel de planuri. Ca părinte pot să observe aceste semne. Problema sinuciderii în rândul tinerilor este una, din păcate, tot mai prezentă în societatea noastră. Atenția sporită a părinților la tot ce ține de comportamentul schimbat al copiilor poate ajuta în prevenirea unor astfel de tragedii. Paul Neagu, antrenorul lotului olimpic feminin de bob și sani, acuzat de acte de proxenetism cu trei dintre sportivele sale, neagă toate acuzațiile aduse de o fostă elevă. Anchetatorii nu l-au dat încă în urmărire internațională și se mulțumesc să comunice cu el prin avocați. Antrenorul este acum în Germania. Între timp, ancheta merge mai departe. Colegul meu, Viorel Matei, vine cu detalii. Viorel, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Antrenorul lotului național de bob, Paul Neagu, este acuzat de procurori că a recrutat și obligat mai multe sportive să practice prostituția. Totul s-ar fi întâmplat între anii 2013 și 2019, când acesta ar fi exploatat sexual trei sportive, profitând de autoritatea sa. Neagu l-ar fi indus în eroare cu promisiuni false privind cariere sportive internaționale. Victimele, spun anchetatorii, ar fi fost inclusiv sechestrate în diverse locuințe din România și din străinătate, în țări precum Germania, Monaco și Letonia. Aici, suspectul le-ar fi forțat să întrețină relații sexuale cu oameni de afaceri în schimbul sponsorizărilor către lotul național de bob. Ancheta dezvăluie că antrenorul a folosit metode complexe de manipulare emoțională, exploatând vulnerabilitățile acestor fete. Mai mult, în 2023, acesta ar fi încercat să influențeze declarațiile uneia dintre victime, ajutându-o să depună un document fals la dosar. În acest dosar mai este cercetat și un libanez, om de afaceri în Constanța, care deține un restaurant. Dicot arată că acesta ar fi sprijinit activitățile ilegale a lui Paul Neagu, oferind spații de cazare victimelor și beneficiind la rândul său de servicii sexuale forțate. Investigația, inițial deschisă de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 București, a fost preluată de Dicot pe 5 octombrie. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Viorel! Românul vrea să fie stăpân la el acasă. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de persoane care dețin o proprietate. Motivul principal ține de rațiuni economice, dar și din dorința de stabilitate și siguranță. Mulți dintre români susțin că preferă să facă eforturi și să-și cumpere o locuință. Se tem că pensiile mici nu le-ar permite să stea cu chirie la bătrânețe. Cele mai recente studii arată că aproape 70% dintre locuitorii unei țări europene sunt proprietari de locuințe. România însă este cu mult peste medie. România se află pe primul loc în Europa la numărul de proprietari de locuințe, respectiv 96%. La fel de mulți mai are doar Albania. Pe locul al doilea se află Slovacia cu 94%, urmată de Serbia cu 92%. La polul opus se află Elveția, unde doar 42% dintre adulți dețin o locuință. Asta în ciuda faptului că Elveția este cunoscută ca fiind una dintre țările cu cea mai stabilă economie. Motivele pentru care românii cumpără locuințe în loc să stea cu chirie sunt multiple. Știți că este și această vorbă, ai făcut o casă, ai făcut un copil, ai plantat un copac, da? Și atunci intră în modul în care privim viața și familia în context cultural. În momentul în care ai locuința ta, știi că nu o să vină nimeni să te dea afară și ai mai multă predictibilitate pe termen lung. De asemenea, mulți români se tem de pensiile mici și nu vor să ajungă în situația în care să nu-și permită să plătească o chirie. În plus, își doresc să lase ceva generațiilor viitoare. Sunt proprietar. De ce? Păi, două lucruri. Unul, las copiilor și doi, încerc să-mi asigur ceva venituri la bătrânețe, pentru că sistemul de pensii nu cred că la ora actuală poate garanta un trai decent la bătrânețe. Cred că un apartament, odată achiziționat, produce și este o investiție care va crește și într-un final va ajunge tot copiilor. Dorința de a fi proprietar își are rădăcina și din experiența grea românilor din zecile de ani de comunism. Cred că vine din sistemul anterior, un sistem comunist în care totul era al tuturor.
Adică nu erai proprietar, nu? Și după Revoluție, cred că chestia asta a dezvoltat în român și dorința de a avea propriul lui apartament, propriul lui teren. Mi se pare normal ca oamenii, adică să aibă o locuință a lor, că așa are grijă de ea, o întreține, e cu totul altceva decât dacă stai în chirie și nu te interesează nimic despre acel imobil. Sociologii cred că dorința de a fi proprietar are legătură și cu nevoia de a avea un anumit status social. Decizia aceasta de a achiziționa un imobil poate să reprezinte, sigur, un succes individual în momentul în care și reușim să facem asta, dar el, ca să ajungă să fie decodificat ca un succes, trebuie să fie înțeles ca atare de comunitate. Aș vrea să-mi cumpăr un apartament, pentru că am văzut că prețurile sunt din ce în ce mai mari. Pe termen lung e o investiție mai bună și se pierd bani cu chiriile și devin din ce în ce mai mari. Prețurile imobiliarelor au crescut substanțial în ultima perioadă, atât la vânzare cât și la închiriere. Putem spune cu siguranță că în orașele universitare prețurile au crescut chiar și cu 30%, și aici vorbim de o medie, nu doar pe alocuri. Deci și chiriile cresc în continuare. Suntem la un minim istoric de locuințe noi, cel puțin în orașe, a devenit din ce în ce mai dificil a se construi. Vânzările au raportat un număr mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii susțin că în viitor prioritățile se vor schimba, iar tinerii vor opta tot mai mult pentru locuințele închiriate pentru a avea mai multă flexibilitate. Am putea să le arătăm turiștilor care vin să vadă Bucureștiul clădiri unice în toată Europa, renovate cu grijă și respect pentru trecut. În loc să facem asta, lăsăm în paragină clădiri vechi de zeci de ani, bijuterii arhitectonice la vremea lor. Aproape 20.000 de clădiri din capitală, dar și din toată țara, au nevoie de restaurare. Iar la întrebarea de ce nu se întâmplă încă, trebuie să răspundă atât proprietarilor, cât și autoritățile. Și la acest capitol este vorba despre lipsa banilor, birocrație sau simplă indiferență. O simplă plimbare pe străzile Bucureștiului este suficientă pentru a ne da seama de gravitatea situației. Sunt sute de clădiri istorice care zac abandonate. Multe dintre ele ascund povești impresionante. Casa Zoe Slătineanu a fost proiectată de același arhitect francez care a schițat Ateneul român. Ea a fost construită în anul 1890, iar din 1977 aceasta a adăpostit Casa de Modă, o instituție înființată de Nicolae Ceaușescu, care a constatat că România nu are o casă de modă reprezentativă. Casa este acum părăsită. Pe aceeași stradă, alte câteva case monument au aceeași soartă. Trec de foarte multe ori pe aici, prin zonă, și mă lovesc de această stradă care este o bijuterie cu niște clădiri absolut fantastice și care, din păcate, nu știu dacă le-a luat cineva sau nu le-a luat cineva să le întrețină. Au mai făcut cât de cât intervenții aici și au curățat. Se pare că nu este eficient. Adică, din ce vedem mai departe, este că în continuare se aruncă gunoi și nu au nicio soluție, nici ei și nici noi care trecem pe aici. În București sunt sute de monumente care stau să cadă. Trecerea timpului nu a cruțat nici moara lui Asan. Ea a fost construită în anul 1853, fiind prima moară cu aburi din România. Acum ea se află într-un stadiu avansat de degradare. Moara era o clădire superbă. Era o clădire frumoasă din cărămidă, toată cărămidă roșie. Numai clădirea asta din față era un pic mai modern, dar tot de Asan făcută. Moara lui Asan a ajuns acum o ruină. Aici, din clădirea asta, putea fi făcut orice frumos, orice, un muzeu. Nu interesează decât banii. Proprietarii de clădiri monument sunt obligați să le consolideze și să le restaureze. Mulți au lăsat însă clădirile să se prăbușească, din nepăsare sau din lipsa banilor. Proprietarii nu știu, nu au capacitatea și nu au nici finanțele necesare să aibă grijă de clădiri, devin din ce în ce mai costisitoare tocmai pentru că nu s-a intervenit și tocmai pentru că nu s-a întreținut clădirea, astfel încât este necesar, sunt nevoie programe mai ample de sprijin, de ajutorare. Legea spune că dacă monumentul este în pericol și proprietarul este necunoscut, autoritățile au obligația de a-l pune în conservare pentru a nu se deteriora în continuare. Toate clădirile astea fac parte din peisajul și definesc identitatea Bucureștiului. În momentul când ele dispar și dispar în cantitate foarte mare, se modifică radical și nu într-o direcție foarte bună, pentru că arhitectura, spun cu regret, nouă, în marea majoritate a cazurilor, cu foarte puține excepții pe care o vedem în jurul nostru, este cât se poate de
inatractivă, banală, impersonală și nu are niciun fel de identitate. Autoritățile au început să restaureze din monumente, însă numărul este în continuare mic. Și faimosul Hansul acolo, de pe Calea Moșilor, este acum o ruină. El a fost construit în urmă cu un secol și jumătate, în anul Unirii Principatelor. A fost pe rând moară, fabrică de paste făinoase și apoi han. După ce a fost confiscat de comuniști, acesta a devenit imobil de locuințe. Primăria Capitalei a expropriat clădirea în ianuarie 2022, iar până la finalul anului au loc lucrări de protejare a fațadei. Punerea în siguranță costă în jur de 5 milioane de lei. Anul trecut în Parlament a fost propus un program național pentru salvarea patrimoniului cultural. Acesta prevede ca în fiecare an să fie finanțate 100 de proiecte de restaurare. Pe lista clădirilor istorice care vor fi reabilitate sunt Muzeul Gheorghe Tătărescu și blocul Rosenthal. Cu acordul autorităților sau cu implicarea autorităților și a proprietarilor s-ar putea lua niște măsuri, în primul rând de protecție a clădirilor care sunt într-o stare destul de avansată. Din păcate, cu aceste clădiri bijuterie nu reușim să ne mândrim în fața unui oraș care cred că are multe de spus. În anul 2022, pe lista Ministerului Culturii, se aflau aproape 1000 de construcții care aveau nevoie de o intervenție imediată. Multe dintre ele au fost salvate de Ambulanța de Monumente, un proiect dezvoltat de o serie de organizații care salvează obiective de patrimoniu aflate în stare avansată de degradare. În cei 8 ani de când a luat ființă Ambulanța pentru Monumente, am salvat peste 100 de monumente istorice de interes local, dar și național. Pregătim câteva intervenții importante asupra unor cetăți, asupra unor biserici fortificate, pentru că bisericile fortificate au fost cumva abandonate după migrarea sașilor în Germania. În România sunt aproape 20.000 de clădiri monument istoric care sunt în stare deplorabilă. 800 dintre ele sunt ruine. China a trimis o pereche de urși panda la grădina zoologică din Washington pentru prima oară după 24 de ani. Cele două animale în vârstă de 3 ani au fost îmbarcate la bordul unui avion special închiriat și denumit Panda Express. Călătoria urșilor este un adevărat gest de deschidere diplomatică a Chinei față de Statele Unite, iar sosirea lor este puternic mediatizată. La Washington, publicul va putea să-i vadă în câteva săptămâni după o perioadă de acomodare și de carantină. Mulțumesc, Alice, iar de la sport trecem la meteo, așa că vă invit să aflăm împreună cum va fi vremea în zilele următoare. În majoritatea Europei sunt ploi, înnorări, tunete și fulgere. În partea de nord a continentului sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În rest va predomina vremea frumoasă. Vântul are unele răbufniri în Spania, Portugalia, Franța, Cehia, Germania și Polonia. Astăzi în țara noastră vremea se răcește în sudul și sud-vestul țării. În rest temperaturile sunt mai mari decât în mod normal. Plouă slab în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, iar pe crestele munților orientali și meridionali sunt condiții de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade. În București vremea se răcește ușor-ușor azi, se adună câțiva nori din când în când și la amiază vor fi 18 grade. Mâine și poi mâine valoarea termică o să scadă la 15 grade, însă ne vom putea bucura de soare în continuare, de zile frumoase și o vreme de toamnă blândă. La munte vedem soarele din când în când, ploile slabe apar în special în Carpații Orientali și cei meridionali. La altitudini mari trecător o să fie lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește și în ținuturile vestice, dar cu toate acestea zilele o să fie plăcute, însorite și vor fi cel mult 18 sau 19 grade. Un aer destul de rece pătrunde și în Iași, unde temperaturile scad de la o zi la alta, iar dimineața și seara apar câteva ploi. În Cluj temperaturile rămân sub 14 grade Celsius, doar astăzi este posibil să picure izolat. Mergem și în Republica Moldova. Aici este soare și vreme mai bună, iar vântul va deveni ceva mai insistent față de zilele trecute. La Bălți și în Cahul sunt 13 grade, iar în Chișinău 15. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim imediat.
De la ora 16, Cristi Brancu vă așteaptă cu o nouă ediție exclusiv VIP. A venit lângă mine în platou să ne spună ce ne-a pregătit Cristi. A venit toamna. A venit și toamna și frigul, a venit tot ce nu ne doream să vii. Nu cred peste emisiune. Dar tu ne doream să vii, să ne spui. Punem geaca ta. Da. Doamnelor și domnilor, avem subiecte astăzi. Unii dintre ei vor fi dezbrăcați de secrete, pentru că asta este genul programului. Deci nu dezbrăcăm prea mult, că la ora 4... Nu vă dezbrăcați prea mult, că ne ocupăm noi. Doamnelor și domnilor, prin urmare, astăzi revine în studioul nostru mereu tânăra și inefabila Tania Budi. Să vedeți ce mai face Tania, în care nu e foarte bine Tania, o să vedeți despre ce este vorba. Nu m-am mai întâlnit de mult într-un studio cu prietenul meu Mihai Mitoșeru, care imediat o să vă spună ce secrete are, pentru că domnul Mitoșeru se află la niște răscruci și veți vedea despre ce este vorba. Andrei Tudor crede că e ca la el la orchestră să dirigeze, dar aici o să-i dăm o provocare, o să vedem dacă recunoaște niște refrene noi sau niște refrene absolut celebre, după posibilități. Avem și niște premii care au fost la seară, avem niște informații de ultimă oră, așa, avem interviu în exclusivitate cu Andreea Bălan, cu Ana Maria Prodan și Andreea Marin și așa mai departe. Vine și Mihai Trăistariu, mai vedem cum stăm cu criogenizarea. Uite, poftim! El a zis, soluția pentru a fi mereu tânăr este criogenizarea. Și atunci, de ce te plângi de frig? Pentru că asta vă menține mai tiner. Deci vei fi mai tânără. Poftiți și dumneavoastră. Aia nu-i convine, aia nu-i convine. O să avem o ediție specială. Astăzi nu trecem pe bucătărie, că o să fie mâine festin. Mâine specialistul nostru în nutriție o să vină cu 5 meniuri. Ia că îmi plouă în gură deja, ca să fie bine de dimineață, la prânz și seara, ca să fie bine, să nu fie rău. Așadar, o să fie bine și astăzi, o să aflăm informații de ultimă oră, o să vedem ce facem cu domnul Marțian, mai încet cu pianul pe scări, că nu sunt foarte multe lucruri clare. Ieri a fost printre primii care au difuzat filmulețul și cu copiii și o mărturie a domnului Marțian, dar sunt multe întrebări. Am aflat de la poliție că n-am aflat nimic, l-am ascultat mai devreme pe domnul Nițu de acolo de la poliție, am înțeles că da. Îi caută în continuare. Da, dacă se caută, dar în rest n-am aflat absolut nimic, probabil că nici n-avem voie să știm, dacă nu ne ocupăm noi jurnaliștii, multe dintre cazurile astea sociale nu ar fi dezvăluite, dar sigur că da, noi trebuie să stăm în banca noastră precum pinguinii de pe mine. Prin urmare, doamnelor și domnilor, vă dorim o oră 4 foarte liniștită, pentru că venim noi și vă oferim foarte multă emoție. Mulțumesc, Cristi. Suntem cu ochii tăi pe fiecare zi. Mâncare, nu, nici nu mai întreb. Ai zis că mâine, cinci meniuri. Mâine cinci. E rebelion, da. Aștept. Da? Bine. Mergem mai departe. Dacă aveți îndoieli sau nu vreți să vă mai căsătoriți, dar vă este frică să spuneți, o poate face altcineva pentru voi. Este supranumit spărgătorul de nunți și îl găsiți în Spania. Pentru 500 de euro, el are grijă să distrugă nunta pentru care a fost angajat, inventând o poveste care încheie și cele mai serioase relații. Credeți sau nu, serviciul care a început ca o glumă s-a transformat într-o afacere de milioane de euro. Dacă cineva are ceva de zis, să zic acum sau să tacă pe vecie. Dacă unul dintre miri s-a răzgândit, dar este prea frică să vorbească, o poate face Ernesto. Cum procedează spaniolul? Apare incognito la nuntă, unde spune că, de fapt, este marea dragoste a miresei sau a mirelui, care i-a promis că vor fugi împreună. Este o liberație, nu trebuie să stai în altar temblando de miedo. Spărgătorul de nunți are nevoie doar de dată, de loc și oră, se arată în anunțul care s-a vrut inițial o glumă. Ulterior s-a transformat într-o afacere care a generat venituri de 3 milioane de euro. Ahí tengo que ir a reventar bodas por 500, aparte del desplazamiento también que se cobra, ¿eh? Scandalul provocat la nuntă costă, așa că pentru fiecare pumn încasat de la rude, tânărul percepe o taxă suplimentară. Cual viene el padrino, o viene el padre de la novia, o cualquier cosa y viene y me cruza la cara. Entonces, cada guantazo son 50 euros. O sea, yo intento correr. Pero soy consciente que cada vez que me pegan, pues cobro más. Afacerea spaniolului merge atât de bine încât are programul ocupat până la sfârșitul anului. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat.
Dintre un milion de români, cel puțin 81 mor anual în accidente rutiere. Această cifră plasează România pe locul al doilea în Europa în cazul mortalității pe șosele. Ne depășește doar Bulgaria. Cauzele le știm deja. Șoferi băuți sau drogați la volan, viteză peste limită și de multe ori pietoni neatenți. Specialiștii spun că educația este cheia ca aceste cifre să fie reduse. Sute de mii de elevi, profesori și părinți din toată țara sunt instruiți să evite un accident și află cum pot acorda primul ajutor. Potrivit rapoartelor oficiale, în țara noastră, 3 din 4 copii de clasa a 3-a nu știu să meargă prin oraș și nu sunt atenți la mașini. Din această cauză a apărut programul România în siguranță, de care în ultimii ani au beneficiat peste 250.000 de elevi, copii de grădiniță, profesori și părinți. Mai exact, copiii au participat la cursuri opționale de siguranță rutieră. Indisciplina pietonilor este principala cauză sau între principalele cauze în fiecare an în accidentele rutiere și de asta este important să avem o generație educată. E un proiect interactiv, dăm fiecărui copil tot felul de materiale, o vestuță reflectorizantă pe care îi îndemnăm să o și poarte atunci când merg la școală, mai ales în perioada rece a anului, când nu sunt vizibili, și avem un feedback foarte bun, în fiecare an școlile ne așteaptă. Zilnic în România, 4 oameni își pierd viața în accidente rutiere. Numai în primele 9 luni ale acestui an au avut loc peste 3.000 de accidente grave pe șoselele din România. În urma acestora, peste 2.000 de oameni au fost grav răniți, iar din păcate, peste 1.000 și-au pierdut viața. Cifrele sunt alarmante și atunci când vorbim de rezultatul acțiunilor preventive ale poliției. Vorbim de 11.447 de persoane depistate în 9 luni fără permis de conducere. Vorbim de 26.000 de, dacă le putem spune, participanți la trafic, 26.000 de conducători auto depistați sub influența alcoolului. Cifra este una alarmantă. Statistica ne arată că trebuie să lucrăm împreună. Atunci când din 10 conducători care fac accidente sub influența băuturilor alcoolice, 6 sunt tineri sub 35 de ani, aici trebuie să ne focusăm pe tineri. Doresc din tot sufletul să mergem mai departe pentru că contează. Mai mult, anul trecut, 70.000 de oameni au murit pentru că nu li s-a acordat primul ajutor. Cu ajutorul programului, elevii învață și cum să acorde primul ajutor, să se pregătească în cazul unui cutremur sau cum să fie atenți cu banii. Eu continui să fiu optimist în ceea ce privește îmbunătățirea educației rutiere pentru elevii din România și sunt absolut convins că la următoarea noastră întâlnire, peste un an fix probabil, cifrele pe care le veți citi aici vor fi semnificativ mai bune. Programul România în siguranță a luat naștere în 2021. China a trimis o pereche de urși panda la grădina zoologică din Washington pentru prima dată după 24 de ani. Cele două animale în vârstă de 3 ani au fost îmbarcate la bordul unui avion special închiriat și denumit Panda Express. Călătoria urșilor este un adevărat gest de deschidere diplomatică a Chinei față de Statele Unite, iar sosirea lor este mediatizată puternic. La Washington, publicul va putea să-i vadă în câteva săptămâni după o perioadă de acomodare și de carantină. Îngerii de la Victoria's Secret au defilat din nou pe podium. Celebra companie de lenjerie intimă a lansat după 6 ani o nouă colecție. Haideți să vedem imaginile. Stay.
Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Acum rămâneți pe Prima TV, pentru că de la ora 16 începe o nouă ediție exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Iar de la ora 18, colega mea, Andreea Bereclanu, vă așteaptă la principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine, tot de la ora 14. O după amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.